Consilierii județeni vor decide dacă alocă 670.000 de lei pentru demararea unui proiect ce va avea drept obiectiv achiziția de aparatură medicală. Suma reprezintă 10% din totalul investiției, diferența de bani urmând să fie alocată de la bugetul de stat. Un alt proiect prevede alocarea 143 de milioane de lei pentru întreținerea drumurilor județene. Suma va fi împărțită în mod egal în anii 2023 și 2024. Un alt proiect vizează o investiție la aeroportul internațional Iași. Este vorba despre aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectul de dezvoltarea aeroportului internațional Iași, studiu de fezabilitate privind crearea de facilități cargo la aeroportul internațional Iași. Aproape 3 km de drum comunal vor deveni drum județean. Este vorba despre porțiunea de drum care leagă localitatea Hadâmbu de Schitu Se fac demersuri și pentru punerea în practică a proiectului de înființare a centurii ușoare de ocolire a municipiului Iași. Consilierii județeni urmând să voteze trecerea în domeniul public al județului Iași a trei tronsoane de drum în lungime de 2 km Ședința de Consiliu Local are pe ordinea de zi 41 de proiecte.